v-am găsit la știrile de la Făgăraș, sunt Olimpia Moga. Cetățenii Făgărașului sunt invitați de primărie să-și spună părerea cu privire la schimbarea radicală a centrului istoric și a zonei din jurul cetății. Asta după ce executivul primăriei și legislativul orașului au asistat la o prezentare efectuată de o firmă de arhitectură din Alba Iulia, ce propune transformări de anvergură pentru orașul nostru după un model de burg din Cehia, ce a fost sursă de inspirație pentru arhitecți. Intenția de elaborare a planului urbanistic va fi prezentată și făgărășenilor pe site-ul primăriei, unde se va afla în dezbatere publică până în data de 10 iunie. Arhitecții de la Alba Iulia au prezentat consilierilor locali și conducerii primăriei Făgăraș propunerile lor cu privire la planul urbanistic zonal. Centrul Făgărașului, dar și zonele învecinate, vor fi recondiționate sau reconfigurate acolo unde este cazul. Este vorba despre o suprafață totală de 40 de hectare, iar arhitecții au preluat ca model centrul unui oraș istoric din Cehia. A fost făcut fusul pentru a identifica clădirile cu potențial de a deveni monumente, clădirile cu valoare arhitecturală și zona de protecție a acestora. Prin elaborarea unui regulament strict, biserica și cetatea, unde a fost propus reconfigurarea geratorului, iar în interiorul acestuia să poate fi posibilă angajarea unui parcaj subteran supraetajat, numărul de nivele putem fi discutat, discutăm aici, cu acces din partea de sud a geratorului, acces în parcajul subteran și ieșire în partea de la asta, intrare-ieșire. În această promenadă care poate găzdui târguri, amenajări de tot felul, inclusiv concerte, este propus o zonă de coborâre până la nivelul lacului, iar asta toate edificabilele din zona cetății vor fi cumva subterane, în talusul care duce la lac, astfel încât toate cafenelele, grupurile sanitare pentru turiști și, pentru localnici, să fie găzduite în această bară de construibilitate. Zona pieței a fost de asemenea reconfigurată și regândită în ceea ce privește circulația, care se va face cu acces unic din nord și va ieși în partea de sud cu zone de parcaje cât a fost posibil. Întreaga zonă a bisericii a fost gândită ca un parc urban. Pentru documentația la care lucrează de o jumătate de an, firma de arhitectură din Alba Iulia primește 30.000 de euro din bugetul local. Va trebui să prezentăm într-o conferință de presă împreună cu Biroul Urbanism etapele pentru următoarele două luni de zile, etape în care vom prezenta, vom primi propuneri, vom concluziona, vor veni propunere și din partea Consiliului Local, după care în final va trebui luată o decizie. Sper ca proprietarii de imobile din această zonă să fie interesați, să participe activ, să vină cu propuneri, pentru că odată cu venirea sfârșitul acestui an, nu o să mai putem face modificări. Dacă s-ar pune în practică acest proiect, Făgărașul ar putea avea o parcare subterană, supraetajată, în sensul giratoriu de lângă catedrală, cu 850 de locuri, două amfiteatre la cetate, unul mic pe locul fostei terase de lângă statuia Doamna Stanca și încă unul în partea de nord a cetății. Vor fi peste 1000 de locuri de parcare, un parc urban în zona catedralei, pod semimobil la cetate și vechile clădiri recondiționate. Conform acestui plan urbanistic, doar imobilele istorice publice vor fi renovate cu fonduri europene. Proprietarii, în schimb, suportă costurile lucrărilor de renovare a fațadelor. Planul poate fi pus în aplicare dacă primește girul cetățenilor și al autorităților. Primăria vrea să acceseze fonduri europene pentru aceste investiții majore. Se estimează că puzul zonei centrale va fi adoptat prin hotărâre de Consiliu la finele lunii viitoare. Elaborarea planului urbanistic va fi prezentată și făgărășenilor pe site-ul primăriei, iar proiectul se va afla în dezbatere publică până în data de 10 iunie.
Spitalul municipal are pentru încă 6 luni de acum încolo director medical interimar. Medicul pediatru Constantin Grigoriță a acceptat să asigure interimatul pentru acest termen, așa cum cere legea, dar nu se va mai înscrie la un nou concurs pentru acest post. Spune că motivele sunt de ordin personal și nu vrea să le facă publice. Medicul primar pediatru Constantin Grigoriță își desfășoară activitatea în cadrul spitalului din orașul nostru din vara anului 2004. Înainte a profesat la Spitalul de Copii din Brașov. Nu a dorit să semneze actul adițional la contractul ce prevede continuitatea sa în funcția de director medical pentru încă 3 ani. Susține că nu va lăsa postul de izbeliște. Asigură interimatul pentru încă 6 luni. Potrivit legii, interimatul nu poate dura mai mult de o jumătate de an, după care funcția va fi scoasă la concurs. Contractul meu a fost până în 31 mai 2014. La momentul de față asigur interimatul ca și director medical. Conducerea spitalului l-a numit ieri pe medicul Grigoriță director medical interimar. Odată cu epuizarea termenului legal, unitatea sanitară trebuie să scoată postul vacant la concurs. Începând de ieri, domnul doctor Grigoriță a fost numit director interimar pe o perioadă de maxim 6 luni până la ocuparea postului prin concurs. Eu am semnat un act adițional pe o perioadă de încă 3 luni până la organizarea postului din concurs. Același lucru s-a întâmplat și cu postul directorului financiar contabil. Medicul primar pediatru Constantin Grigoriță spune că și după ce nu va mai fi director medical, va profesa în continuare la Spitalul Municipal. El asigură asistență de specialitate copiilor internați la secția de pediatrie, efectuează gărzi și consultă în regim de urgență micuții care ajung la spital cu afecțiuni ce nu pot fi tratate în ambulatoriu. Dacă Grigoriță nu a semnat pentru prelungirea mandatului de director medical, actul adițional la contract pentru încă 3 luni a fost semnat de directorul economic Cristina Florea. În ceea ce îl privește pe managerul Laurean Ghețea, acesta nu a dorit să facă publice intențiile sale cu privire la prelungirea mandatului său. El trebuie să semneze documentele cu primăria. Există voci potrivit cărora Laurean Ghețea nu-și mai dorește să conducă spitalul. Indivizi certați cu legea tâlhăresc ziua în amiaza mare fără să se teamă de nimic. S-a întâmplat într-un loc public, în parcul Regina Maria din Făgăraș. Victima, un bărbat care trecea pe o alee fără să se gândească la faptul că poate fi periculos să treci prin locuri mai izolate chiar în plină zi. Hoții stau la pândă și nu se tem, pentru că și dacă sunt prinși, sunt cercetați în stare de libertate. Lovit puternic peste față și tâlhărit în plină zi. Asta a pățit un bărbat din Făgăraș care trecea pe o alee din parcul Regina Maria. Nimic nu părea să anunțe o zi nefastă, când la un moment dat în față i-a apărut un tânăr care l-a oprit întrebându-l cât e ceasul. Omul a scos telefonul mobil din buzunar și se pregătea să-i spună cât e ora. Tâlharul i-a propus să facă schimb de telefoane. Polițiștii din Biroul de Investigații Criminale Făgăraș au identificat autorul infracțiunii. Persoana în cauză este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Pentru că omul l-a refuzat, tâlharul l-a lovit puternic peste față și a smuls telefonul din mână, după care i-a înapoiat cartela și a plecat. Victima a făcut plângere la poliție. Telefonul a fost recuperat de oamenii legii și înapoiat proprietarului. Autorul faptei s-a ales cu dosar penal și este cercetat în stare de libertate pentru infracțiunea de tâlhărie. Legea este permisivă, spun mulți făgărășeni care au fost victime ale infractorilor, fie că au fost furați în locuri publice, fie patronii s-au trezit cu geamuri sau uși sparte la magazine și au rămas fără marfă, cu toții au ajuns să se întâlnească pe stradă cu cei care i-au tâlhărit și pot comite în continuare fapte antisociale. Înghesuială mare la înscrierile pentru școala profesională. La Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea din Făgăraș, nu numai că nu a rămas niciun loc, ci s-au înscris elevi peste capacitatea de școlarizare a unității de învățământ. Conducerea școlii a decis să organizeze o testare a elevilor, printr-o probă scrisă la fiecare profil în parte. Tot mai mulți absolvenți de 8-a din Făgăraș se îndreaptă către școala profesională. Asta după ce profesorii de gimnaziu au făcut ședințe cu părinții pentru a-i convinge să le îndrepte pașii copiilor spre a învăța o meserie. Spre exemplu, școala profesională deschisă la Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea a epuizat toate locurile. Pentru că la unele specializări sunt și 3 candidați pe o poziție, conducerea școlii a decis să organizeze examen de admitere. Săptămâna trecută s-au încheiat înscrierile la școala profesională pentru absolvenții claselor a 8-a. În urma centralizării, deci pentru cele 3 clase de profesională, respectiv pentru cele 84 de locuri, s-au înscris 99 de candidați. Încă chiar astăzi au mai venit să mai înscrie, vor rămâne pentru cealaltă etapă.
Deci, conform metodologiei, va avea loc un concurs de admitere. Mecanic auto, horticultor, lucrător hotelier sau bucătar. Acestea sunt profilurile pentru care elevii care vor să învețe la liceul Șenchea se luptă la examenul ce va urma. Admiterea la școala profesională are loc înainte de admiterea la liceu. În data de 10 iunie va avea loc examenul de admitere pentru școala profesională cu durata de 3 ani. Examenul constă în probă scrisă, care va începe la ora 9 la sediul liceului. Am afișat acest lucru la vizierul școlii, precum și am anunțat prin fax școlile generale care să ofere candidaților programa de examen care constă în probă din educație tehnologică clasa 8-a, precum și două modele de subiecte și baremele de corectare și notare care sunt afișate la vizierul școlii pe site-ul www.senchea.ro și la școlile generale care au candidați pentru acest examen. Le dorim tuturor copiilor educație și sperăm ca cei mai buni 84 de candidați să intre la profilurile pe care și le-au ales. Elevii care se pregătesc pentru profilurile de mecanic auto sau horticultură și vor fi admiși, beneficiază gratuit de examenul de permis pentru categoria B, iar un alt avantaj pe care l-au cei de la horticultură este că pot accesa fonduri europene pe baza atestatului primit la terminarea cursurilor. Școlile profesionale funcționează în strânsă legătură cu dorințele agenților economici. Ei încheie contracte de practică cu unitățile de învățământ și își instruiesc în acest fel viitoarea forță de muncă. Selecția este încă una riguroasă. Elevii care vor să învețe o meserie primesc din partea statului o bursă în valoare de 200 de lei și un loc de muncă asigurat după terminarea studiilor. Ediția de astăzi a știrilor cu cele mai importante informații locale se încheie aici. Vă reamintesc că ne puteți găsi și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!